invitatul meu de astăzi nu este doar un personaj de reportaj, este mai multe personaje, actrița Bianca Holobuț. Bine ai venit! Primul actor invitat în emisiunea asta, sper să deschidem o, o serie cu, cu ocazia asta. Bine ai venit la noi! De unde vii? Mulțumesc, Ilie! Mulțumesc mult pentru invitație! Mă bucur că am ocazia să deschid seria emisiunilor tale cu actori, din, din domeniul cultural, ca să zic așa. Vin momentan de acasă, de aici, de la Petroșani, ca să zic așa, dar mă întorc, într-adevăr, de la, de la Paris, unde am desfășor activitatea de aproape un an de zile. Dar până să ajungem la Paris, rămânem acasă, da? Pentru că întotdeauna am fost curios ce îl face pe un om. Să vrea să devină actor. Asta e o, mai mult o vocație decât o profesie, și știu că toți, toți actorii cu care am vorbit îmi spuneau că au simțit asta, nu știu, din, din copilărie. A fost o devenire, practic, la tine? Cum a fost procesul ăsta? Ei, hai să spunem că e o poveste interesantă până la urmă, și, și aici. Să spunem că m-am hotărât relativ repede să pornesc pe, pe drumul ăsta, nu am avut foarte, foarte multe dubii, eram undeva în clasa 8, -a, în școala generală la Spiru Haret, aici la, la Petroșani, am ieșit în timpul unei ore să fac un drum, unde între timp m-a oprit ceva. M-au oprit niște sunete, niște voci puternice care veneau dintr-o dintr sală de clasă. Îmi dădeam seama că e ceva de poveste acolo. Am stat și am ascultat la ușă pentru câteva momente, apoi am deschis ușa cu curaj, un curaj care mă bucur că mi-a rămas caracteristic în timp. Și am văzut că acolo se repeta uh, o piesă de caragiale chiar. Era vorba despre 5 o'clock, dacă nu mă înșel. Și am, am cerut voie să rămân un minut acolo, dacă, dacă se poate. Mi s-a dat voie, slavă Domnului, și atunci am înțeles că am nevoie să fiu de partea cealaltă și că îmi place să privesc, mă fascina ceea ce vedeam acolo, doar că am simțit, uh, am simțit în momentul ăla. Acolo s-a făcut uh, declicul. Am simțit că de partea cealaltă e locul meu. Am avut marele noroc apoi în clasa noastră să am posibilitatea să urmez cursurile de teatru pentru amatori la Clubul Copiilor. Iată că ele erau atunci pe vremea aia conduse de către colegul meu astăzi Mihai Sima, așa am pornit. Îi mulțumesc lui Mihai pe această cale încă o dată pentru susținere și pentru, pentru toată încurajarea, iar mai apoi drumul a fost destul de clar. Am ajuns la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, unde am Pășit pe calea asta a profesioniștilor. Primul rol? Primul rol în, în teatru. Uh -huh. Pe scenă, așa, ca actor angajat, nu știu. Primul rol, iată, ca actor angajat, a fost aici în, în 2012 la Petroșani. Dacă mi-aduc bine aminte, era vorba despre piesa domnului Valeriu Butulescu, Insula femeilor, unde am interpretat-o pe Venera. A fost o, o comedie de succes, cu siguranță, în 2012 și mi-a făcut mare plăcere. Și acum câteva zile ai avut o nouă prestație aici, într-o piesă grea de Matei Vișniec, pe care am văzut-o la premieră, acum 8 ani, da? 8 ani au trecut. Da, ce? în 2013 intrăm nu. în al 9-lea an, iată. O piesă foarte grea și totuși destul de actuală, dacă e să ne gândim la, la tematica aici. Hai să vorbim puțin despre ea pentru cei care nu au apucat să, să o vadă și să-i facem curioși ca să ajungă la teatru. Sigur că da. Este vorba despre uh, spectacolul despre sexul femeii, un câmp de luptă în războiul din Bosnia, de Matei Vișniec, un spectacol în regia Muriel Manea, scenografia Eliza Lobons. Uh, Muriel Manea, publicul din Petroșani o cunoaște deja, a, a montat în 2013 aici la Petroșani acest spectacol. El a fost reluat, uh, refăcut la Teatrul din Turda în anul 2018. Mai apoi am mai avut o premieră cu Muriel la Petroșani în 2014, angajare de, de clown, de tot clown de Matei vișniec, vișniec, exact. exact. Da. Și uh, recent, Muriel Manea a, a oferit spectatorilor din uh, publicului din Petroșani o premieră la teatru aici, tot de Matei Vișniec, un text. Regele, bufonul și domnii șobolani. Care a avut loc, din câte știu, în, în premieră națională. Nu a mai fost montat în România textul Foarte domnului greu, Vișniec. Că... Cred că și pentru voi, ca actor, este, este greu. Uh, și piesa asta are ceva special pentru că vorbește de o situație care ne este cumva așa apropiată, deși refuzăm să ne gândim puțin la ea, la război. E adevărat. Uh, <coughs> este o piesă care vorbește despre, hai să spunem, urmările războiului din fosta Iugoslavie mai clar despre, despre războiul care a avut loc în Bosnia, despre toate luptele astea și și războaiele interetnice care și au pus amprenta cu siguranță asupra întregii lumi, aș putea să, să spun. Iar pentru noi, uite, pentru mine, haide să să vorbim așa ca actor, sunt destul de dificile Textele domnului Vișniec, pentru că au o esență particulară, surprinsă întotdeauna, care e greu de redat, aș spune, tocmai pentru că te, te supune la o transpunere interioară altfel decât celelalte, nu știu să spunem, texte contemporane, poate, în care am mai jucat, și o combinație fatală, aș putea spune, regia Muriel Manea care vine peste. Textele domnului Vișniec face deja și mai grea misiunea, misiunea noastră. E un spectacol al timpurilor recente, fără doar și poate. În 2013 spuneam despre el că este un spectacol oglindă. Invitam oamenii să se privească pentru o oră și, și șapte minute în oglindă. De ce? Prezintă povestea două personaje: Dora, o refugiată de război din Bosnia, care, în urma unui, uh, unui viol, ca să spun așa, care era folosit atunci ca formă de blitzkrieg, iată, uh, rămâne însărcinată. Rămâne cu, cu traume majore, ajunge într-un centru medical al NATO din Germania, unde o întâlnește pe Kate, personajul pe care îl interpretez, uh, psiholog, psihiatră care vine din, uh, din America, însărcinată cu, iată, cu deschiderea gropilor comune în Crajna uh, în și Srebrenica. Și care, până la urmă, ajung în centrul medical al NATO să caute împreună vindecarea, fiecare pe, pe palierul ei, și așa mai departe. Pentru că, urmărind aceste două povești ale personajelor, care la un moment dat ajung să, să formeze una, îți dai seama de urmele pe care a putut să le lase războiul în, în oameni. Când am văzut piesa asta la premieră, n-am tot să nu mă gândesc la psihodramă. Cred că este foarte cunoscută procedura asta. E un. O chestia, așa, nu știu, pentru mine cel puțin, este la granița dintre psihologie, psihoterapie și teatru. Este o formă de a folosi teatru și dramatizarea pentru a vindeca uh, oameni. Și când te-am văzut în rolul psihologului, chiar m-am gândit: Băi, asta ar putea să fie un exercițiu foarte bun pentru un psiholog. Funcționează lucrurile în felul ăsta de adevăratele? Da. Poate fi teatru folosit ca o terapie? Cu siguranță, cu siguranță a fost. De către noi, de vorbesc acum de echipa acestui spectacol. Cu siguranță asta a fost intenția. Muriel Manea, iată, să vă spun un pic, ca să intrăm un pic în detalii despre teatrul ăsta pe care Muriel îl face, pe care noi l-am făcut împreună. Este un teatru oglindă, este un teatru terapie, este un regizor care lucrează în maniera teatrului laborator. Această manieră am cercetat-o. Uh, pe parcursul a trei ani de zile cu prilejul cercetării științifice pe care am făcut-o în cadrul doctoratului, am și terminat iată teza de doctorat tocmai pe acest domeniu al teatrului laborator. Asta înseamnă teatru terapia, asta înseamnă teatru laborator, a pornit din Polonia de la de la Grotowski, unde ce se întâmplă de ce e laborator, de ce e terapie? se cercetează în acest laborator, se face o cercetare. Iar Muriel Manea, ca și, ca și Grotovski, iată, putem să facem o paralelă cu siguranță, ca și Aureliu Manea, tatăl ei, care a fost singurul regizor din România, considerat vizionar, iată, ea îi moștenește, fără doar și poate, talentul de, de geniu, cercetează condiția umană, Ilie, în esența, în esența ei. Și atunci, în momentul în care Vorbim despre un tip de teatru care este văzut ca misiune, vorbim despre un actor misionar care intră în, în acest laborator, care săvârșește actul teatral, așa cum spunea domnul Aureliu Mane într-un eseu de-a lui, o să și citez, plin de dragoste și febră. E necesită un proces de transpunere interioară, așa cum spuneam și înainte, care duce până la transă și atunci... Se întâmplă procesul ăsta de catarsis. De aceea vine de eliberarea. Deci ne întoarcem la originea teatrului, exact. nu? Exact. Și la, la rolul Absolut. lui primordiar, care era unul aproape sacru Absolut. la vechii greci, nu? Absolut. Pornește din ritual. Uh -huh. Are o dimensiune cu siguranță ritualică acest teatru, laborator și teatru pe care Muriel în face în laboratorul ei. Iar, da, revenim la catarsis. Asta produce, ne întoarcem la, la Aristotel, ne întoarcem la, până la urmă la greci și la funcția asta de asta am și abordat uh, subiectul ăsta în cercetarea mea la, la doctorat, pentru că mi s-a părut că în ultima perioadă, în ultimii ani cel puțin, vorbind despre teatrul din România, a căzut a, așa puțin a alunecat pe o pantă a entertainmentului de proastă calitate, uh -huh, să spunem, uh -huh. și s-a focusat mai mult pe funcția lui uh, recreativă decât cea educativă. Divertisment. Exact. Și atunci cred că e nevoie de un teatru de genul ăsta astăzi. Dacă de greu e să treci de la genul ăsta de teatru laborator, avangardist cumva, la cel mai clasic dramaturg, nu? La Shakespeare. Pentru că ești un personaj foarte viu în visul unei nopți de vară. Cred că asta e una dintre fotografiile da. din piesă, nu? Da, da, Bine, da. Bine, aici nu se vede toată complexitatea costumului tău, Absolut. care e o poveste în sine. adică. Absolut. E o poză de la, de la machiaj, chiar de dinainte, unde puteți să-l vedeți pe PUC în, în pregătire. Este un spectacol uh, grandios, a spune. L-am văzut, de aia mă raportez la el. Uh, nu cred că ți-a fost ușor să abordezi uh, rolul ăsta. Hai să zicem, nu doar pentru că e un costum foarte uh, complex așa, pe care trebuie să-l porți, nu știu, vreo două ore jumate cât ține piesa. Două ore, da. Dar e... O, o, piesă etalon, așa cumva. Toată lumea a auzit de visul unei nopți de vară și este pus într-o manieră foarte faină și scenografia și regia. E un spectacol care merită revăzut, cu siguranță. Cum e? Cum e să treci de la una la alta? E, e diferit, cu siguranță. E, nu e ușor. Nu cred că e neapărat facilă trecerea, dar e frumos să poți să abordezi mai multe, mai multe povești în aceeași manieră. Și revin aici la, la Teatrul Laborator. Am avut premiera cu visul unei nopți de vară în 2018 la Teatrul din Turda, Teatrul Național Aureliu Manea din Turda, unde am lucrat două luni, de aceea îți spun că e în manieră de laborator. Ce e special la acest vis al unei nopți de vară pe care publicul din, din Valea Jiului a avut ocazia să-l vadă undeva în mai-iunie 2018 pe la gala teatrului Cândrule. care a avut loc aici. Este faptul că toate sunetele pe care publicul le aude în acel spectacol sunt făcute de către actori, de către toată trupa din spate. Sunt live. Multă lume ne-a întrebat dacă pădurea care se auzea, tot fondul sonor, toate ritmurile, uh -huh. dacă au fost puse pe bandă, dacă au fost de înregistrate. Este din teatrul grecesc vechi, de la Dionisos, nu? Iată. Cu corul care. Absolut. Corul care, iată, în spectacolul lui Muriel Manea, în visul unei nopți de vară, era undeva nevăzut, uh -huh. undeva din spate, apoi aduce și, și în fața publicului uh, ca să vadă, să, să, să poți să ai ocazia să vezi cine anume dirigează toată... A, fost, a folosit cu siguranță conceptul de actor-orchestră, uh -huh. ca, să, ca să spun așa. E un spectacol organic din uh, datorită acestui fapt, datorită sunetelor bio până la urmă, organic-bio, ca să spun așa, iar în privința faptului ăstuia uh, uh, de, a, de a face lucrurile ușor sau greu, a fost, uh, a fost diferit. Dacă despre sexul femeii, un spectacol de transpunere interioară, cu foarte multe emoție uh, care duce să ajunge până la transă, visul unei nopți de vară a fost dificil din punct de vedere uh, fizic, ca să spun așa, a fost un rol cu o fizicalitate extremă, totuși acolo având o poziție cumva uh, nefirească, surrealistă, într-o formă sau altă, alta ca unui căl călugăr șaolin, așa, până la urmă, să stai în poziția aia, am și avut o, o problemă de, de, sănătate după... Dar că după spectacol. După rolul acela, după interpretarea lui, am avut o luni de zile în care a trebuit să reînvăț să merg. Așa că am avut o reprezentație, dacă cineva poate să-și imagineze un puc în scaun cu rotile, a fost posibil în, pre, în, în, în viziunea mea. că este avangardist, așa zici că așa a vrut regizorul. Nu? <laughs> da, până la urmă a fost o soluție găsită de, de regizor, care, iată, rămânând în maniera teatrului laborator, a ales atunci să nu mă abandoneze, să nu facă o înlocuire, uh -huh. ci să, să mergem mai departe împreună, indiferent de, de formulă. Da, bun, tot vorbim de teatru ăsta avangardist și cu siguranță este uh, o formă de artă care merge mai departe. Mai funcționează în condițiile astea metoda lui Stanislavski, școala rusă, da, pe care se bazează munca actorului cu sine însuși, nu? Mai funcționează? Mai are relevanță în contextul ăsta despre care vorbim? Uite, să știi că multă lume în la noastră ar spune probabil nu, pentru că a trecut ceva vreme, ne-am ne îndepărtat, au apărut alte și alte și alte metode, evident, vin societatea în schimbare, teatrul, Evolum. evident, evoluează odată cu, cu societatea, sper, tendințele teatrale și, și ele și, cum spunea Treplev în Pescărușul domnului Cehov, nu? trebuie căutate forme noi. Trebuie căutate forme noi. Și atunci, da într-o într formă sau alta, funcționează acest sistem uh, al lui Stanislavski, școala de teatru rusească pe care noi, în România, ne-am bazat uh, atâta. Dar cu succes, dacă este să ne uităm la ce actori am avut. Cu siguranță, banilor. cu siguranță, da. absolut. Dar venind și cu niște tehnici, uite, de la Stanislavski, am trecut apoi, a venit Grotovski, care am împrumutat și a fost un fan mm -hmm. al lui declarat, ca să spun așa, și a dus cumva mai departe. Ele s-au modificat în timp, dar baza, după mine, a rămas undeva în sistemul Stanislavskian. Dar crezi că aici contează oarecum spațiul balcanic în care ne aflăm? Avem așa o influență slavonă vrând nevrând, pentru că putem face o diferență, nu știu, între teatru englezesc, să zicem, și spațiul ăsta balcanic, așa, la care ne raportăm, poate inconștient. Absolut. E cumva, am impresia, în inconștientul ăsta, în subconștientul colectiv undeva, și, uite, pot să-ți pot să vorbesc despre. mai degrabă decât făcând o comparație cu teatrul englez, hai să facem o comparație cu teatrul francez, pe, Că care, la Paris, da. pe care îl cunosc acum destul de bine. Și să ți spun că sunt de părere că teatrul nostru este european și și ei este, este foarte apreciat în, în partea asta vestică occidentală, pentru că to, tocmai pentru, pentru faptul că vine din se trage din acest sistem Stanislavskian care a fost extrem de puternic și de bine pus la punct, și atunci ce avem noi diferit față de ce există în partea cealaltă este tocmai această emoție, acest foc balcanic care arde în noi, în este europeni și care face, într-adevăr, teatrul românesc să fie unul extrem de puternic. Hai să ne referim acum la aventura de la Paris. Am vorbit puțin despre ce a fost pe acasă, probabil ne întoarcem. Cum ai ajuns acolo? A fost o, a fost o întâlnire. Uite, Stella Popescu se întâlnise la un spectacol la Petroșani, au venit să joace aici, s-a întâlnit cu mama mea. Și mi-a spus o poveste, mama, eu nu n-am fost la, la reprezentație, mi-a spus o poveste după, zice, m-am întâlnit cu Stella Popescu, am fost să-i văd un spectacol. Zic, mă bucur pentru tine. Am stat de vorbă cu ea după și și am spus că ești studentă la Facultatea de Teatru de la Universitatea de la Târgu Mureș. Și, și doamna Stella Popescu mi-a spus că, bravo, dacă ai intrat, înseamnă că e talentată, dar, doamnă, să știți că, pe lângă talent, în meseria asta, e nevoie să aibă și un dram de noroc. După povestea asta, am continuat să-i spun mamei, până și astăzi, că îl am. Și sunt, sunt conștientă și recunoscătoare pentru, pentru asta. Așa a, fost, așa a fost și cu plecarea mea la, la Paris. A fost o întâlnire, așa cum spunem noi în teatru, într-adevăr. Am plecat să fac un curs de specializare pe ceea ce înseamnă Teatrul Italian, Comedia de la Arte la Academia de, arte, de Artele Spectacolului de la Versailles, Academia Internațională condusă de maestrul Comediei de la arte, iată, Carlo Bosso. Um, un, un nemerit al stilului, fără, fără doar și poate. Și am ajuns să fac un stagiu de specializare acolo, după care uh, s-a întâmplat să, să mi se facă o propunere, să primesc o bursă Erasmus pentru a termina, iată, cercetarea doctorală acolo la Academie, legând cumva lucrurile și cercetând și în acest domeniu al teatrului laborator, pentru că ce s-a întâmplat? Am descoperit acolo un laborator diferit de, de cel din care plecasem de aici, din, din România, și atunci am putut să fac foarte bine o paralelă între sistemele de laborator existente în România și peste hotare. Iar doctoratul s-a terminat și mai am câteva luni din programul Erasmus cu foarte multe proiecte pe care le-am desfășurat cu ei acolo. Uite un, o, un detaliu pe care aș vrea să-l dezvălu este faptul că în șapte luni de zile din luna mai 2021 am început acolo și am avut premieră și în Franța cu visul unei nopți de vară de, de William Shakespeare, într-un într alt context, într-o altă regie, într-o altă viziune, unde de-aia spun că sunt norocoasă, am avut uh, șansa să interpretez ca actor, din nou rolul Puc, pe lângă altele. Bun, asta avem același text, în uh, viziuni total diferite. Absolut. Cum a fost pentru tine? Ai adus ceva din Puc asta de acasă în Puc francez din Franța? Uite. Asta a fost o, o provocare, într-adevăr, mm -hmm. pentru că, evident, Puc de aici, din România, a fost construit împreună cu, cu Muriel Manea, în viziunea ei. Fiind uh, un rol care a necesitat o anumită fizicație, mi-a fost destul de greu să nu iau poziția pucului mm -hmm. de aici, care era cumva bine înrădăcinată în, uh, în organismul meu. Nu musculară, până la urmă. <laughs> absolut, absolut. Și să nu-l transfer acolo. A fost foarte greu pentru că puc, uh, pucul franțuzesc, ca să zic mm -hmm. așa, a, a fost mai mult... Uh, Către un Arlechino din Comedia de -arte. Dacă pucul nostru din România era fluid, era cu elemente de aer, de apă și plutea așa ușor în toată greutatea lui, ei pucul din Franța a fost foc, spirit și dinamită cu, cu un alt fel de energie. Și atunci asta m-a ajutat cumva să, să fac diferențele între. Nu, nu seamănă. Nu asta seamănă. mi se pare provocare. Ai același text, dar trebuie să-l faci alt personaj, practic. Da, sunt uh, povești diferite, și ce a fost interesant, și ce m-a ajutat pe mine să, să fac această diferență, a fost că dacă Muriel Mane a rămas cu, cu montarea ei într-un. ea uh, fiind și o antimodernistă, ca să spun așa până la urmă, a rămas într-un uh, clasicism shakespearian, a dus totuși astăzi, dar păstrându-i cumva esența shakespeariană, uh, mai mult decât atât întărind-o. Și venind cu, cu elementele pe care Shakespeare le-a subliniat acolo, în fața spectatorilor. Carlo Bosso vine în Montarea de la, de la, din Franța să reinterpreteze tot universul ăsta Shakespearean și să, să facă. să putem observa imixtiunea comediei de arte în universul lui Shakespeare. De pentru că la o primă lectură. La o primă lectură, așa a fost și pentru mine, n zice, Carlo Bosso a introdus măștile de comedia de larte arte uh, pentru anumite personaje și îți dau un singur exemplu. n zice, dar dacă luăm uh, personajul Egeu, care vine până la urmă uh, tatăl Hermiei, da, care refuză să se căsătorească cu cel ales de, de el și își dorește să-și împlinească dragostea adevărată, uh, ne uităm la Carlo Bosso, care i-a a mascat personajul cu o masca a, lui Pantalone, personajul tipic din Comedia de la arte, Pantalone care întotdeauna are o problemă cu faptul că trebuie să-și mărite fata din interes și nu din, dintr-o dragoste adevărată pentru a căpăta averi și așa mai departe. Și atunci dacă, dacă te uiți, Carlo Bosso și spune că până la urmă tot teatrul este inspirat de undeva din Comedia de la arte și are niște mm -hmm. rădăcini acolo. E ceva de văzut, adică deja m-ai făcut să-mi imaginez genul ăsta de personaje și e categoric ceva ce te duce uh, spre, spre niște referințe, uite, la care nu, nu te-ai fi așteptat la prima vedere. Uh, te gândești să rămâi acolo? Ai proiecte legate în continuare de Franța? Da, s-a deschis o, o portiță extraordinară pf, pentru mine acolo. Mi-a plăcut foarte mult pentru că, iată, Parisul și Versailles, Italia, pe care am cunoscut-o în aceste ultime șapte luni, am făcut un turneu mm -hmm. destul de mare cu visul unei nopți de vară și în Italia și în Franța. S-au deschis niște portițe extraordinare, intenționez să rămân în acel sistem artistic franțuzesc. Pentru că este foarte, foarte bine pus la punct. Există un statut al actorului ă, acolo, există, iată, niște, dacă vrei până la urmă, o, niște tarife sindicale impuse, o protecție pe care statul francez o, o oferă artistului ă, acolo. Există susținere, ei având, poate că știi, singurul teatru la Comedie francez, iată, care este, este finanțat cumva de, de stat. Tot sistemul funcționând pe companie independente de teatru, subvenționat tot de către mm -hmm. statul francez, dar bine și susținut așa cum, cum se cuvine. Urmează, da, în următoarele luni să deschid o, o companie franceză, dar cu, cu ocazia asta mi-aș dori să deschid și o punte de comunicare, iată, între Franța și România, între, între Paris și Petroșan cine știe, poate. Pentru că această companie franceză deschisă odată acolo îmi permite să, să mă plimb în, în, toată Europa, făcând cultură, e adevărat, în numele statului francez, dar să, să, deschid cumva punți de comunicare. Sună foarte bine, de abia aștept să, să văd proiectul ăsta materializat. Mi-a vorbit despre statutul actorului acolo, evident, îmi imaginam și eu că trebuie să fie un pic altfel pus la punct, măcar dacă ne gândim la cultura franceză nu? și la respectul lor pentru cultură, dar zic cum e publicul a fost o surpriză, a fost o încântare pentru mine, publicul, publicul francez. Recunosc că este un public învățat și educat să consume să consume cultură. Uite, eu practic acolo la ei după fiecare spectacol, după aplauze, imediat după ce se termină aplauzele, actorii coboară de pe de pe scenă și își, își tâmpină publicul cum ar veni la ieșire. Unde au loc câteva schimburi de replici, un uh, mulțumesc, un... E foarte un... faină chestia asta. Trebuie implementată și la noi. Cred că le face plăcere și actorilor și publicului mai ales. Absolut. E o minunăție să-ți să simți publicul imediat după, uh -huh. după ce ai coborât de acolo, sub impactul spectacolului. Toată aia, Absolut. Da. Și vorbesc, vorbesc, uh -huh. să știi, sunt, sunt imediat după, după spectacol și își exprimă gândurile, părerile. E bine să le auzi. E bine să-i asculti. Pentru că pentru ei faci. Pentru ei ești acolo până cel la Cel mai direct feedback, practic. Absolut. Și e cel mm -hmm. mai bun termometru, cu, cu siguranță. Iar publicul francez este cu siguranță unul de, de elită. Asta nu mă îndoiesc, că revenind la, la vasta cultură franceză și la, exact cum spuneai tu, de a consuma cultură, pe care, din păcate, nu știu dacă îl putem aduce prea curând și la noi. Dar să sperăm. Cum a funcționat toată povestea asta în plină pandemie. Da? Tu te aflai în Franța, când vedeam știrile de acolo, arăta destul de dramatic toată povestea, nu că la a n-ar fi fost mai bine. Dar la noi avem acel spirit balcanic despre care povesteam, în care ne mai jucăm așa cu, cu normele. Acolo se poate? Cum a fost? Și cum a fost afectat strict sectorul ăsta cultural acolo? S-a putut. Uh, S-a putut, se poate, se poate în continuare. Lucrurile nu, nu au fost complicate. În 2020, când era totuși plină, plină, plină pandemie, noi am avut noroc pentru că acolo, dacă stăm să ne gândim și la Molière și la Comedia de la Arte și la tot ce a fost înainte, în Franța există încă teatrul, teatrul popular. Da? Acestă, acestă, această artă a spectacolului vivant, unde se joacă foarte mult în exterior. Și atunci noi n-am -am fost condiționați până la urmă de un spațiu interior care să fie închis. Am putut, iar publicul a fost extrem de încântat să vină în aer liber și să, să poată să ia parte la, la acest gen de spectacole, dar vorbind despre reprezentațiile care au avut loc în spații închise, cu restricții de număr, de persoane în sală și cu tot, cu distanțare, iată, în sala de spectacol între spectatori, lucrurile au funcționat pentru că oamenii acolo au respectat regulile impuse. Nu era mare lucru, oamenii veneau la spectacole cu măști, se dezinfectau înainte, acum se prezintă certificatele și așa mai departe, și lucrurile funcționează. N-a avut de suferit atât de mult sectorul cultural în Franța. În schimb, la noi ai prins și aici pandemia și ai văzut ce a însemnat o stagiune întreagă aproape compromisă în care cel mult v-ați putut exprima online, să zicem. Așa. Și știu că tu ai avut și un proiect legat de, de spațiul ăsta. Cum e să nu-ți vezi publicul, doar să-l bănuiești sau să-l dorești acolo în spatele camerei? E cumplit. A fost cumplit, nu doar pentru mine, sunt convinsă și, și pentru restul colegilor mei, pentru că, până la urmă, teatrul stă în magia întâlnirii dintre spectatori și actori, în sala de spectacol sau într-un spațiu bine destinat, iată, unor astfel de, de întâlniri. Iar cred că și proiectelul meu din, din online de atunci, și altele care au apărut, pentru că mulți colegi au simțit nevoia, iată, să, să rămână în contact cu, cu publicul. A venit tocmai pe acest fond al lipsei magiei. Uhum. Și atunci am avut o posibilitate să ne adresăm lor în continuare, cred că de, de teama de a nu ne îndepărta prea tare, pentru că nu știai când anume. Cât o să dureze? cât va trebui să, uh -huh. să continuăm așa și atunci, iată, sala, sala de spectacol uh, s-a mutat undeva în camerele actorilor în, uh, în general. Dar, până la urmă, cred că a avut și părțile bune acest online, pentru că, uite, s-au descoperit uh, tehnicile astea, până la urmă, foarte, foarte foarte bune de promovare și au fost spectacole de la, de la București, chiar L-am urmărit pe Marius Manole cu care. Exact despre asta vreau să zic și Lia Bugnar, care au Absolut, câteva exact. piese fabuloase pe care au fost o și ei de succesul pe care l-au avut foarte mulți oameni care au cumpărat cu bilete ca să urmărească spectacolele astea. Puteți să știi că pentru mine n-a funcționat. Eu am văzut o singură piesă online așa, freak show al lui Piersic junior. Da? Pe care îl văzusem și în sală, dar am vrut să-l văd și așa. Uh -huh. N-a mai avut n-a avut la... același impact. Poate e vina mea, nu știu, dar mie mi-a lipsit foarte tare schimbul ăsta de energie pe care îl ai când ești în sală și îl vezi pe omul ăla în fața ta, știi? Da. Da, deci nu știu în ce măsură funcționează asta de acum încolo. Cu siguranță este o, o nișă care va fi exploatată în continuare și e bine să se întâmple așa lucrurile, dar teatru e teatru, nu? E adevărat. Venim la teatru, venim în sală de spectacol. Ai avut acum câți? 30% capacitate la, la ultimul spectacol? Da, noi am jucat la uh -huh. am jucat la Petroșani cu cu sala plină, am uh -huh. spune noi a fost uh, sold out uh, spectacolul în ambele, ambele zile, dar am avut am jucat cu 30% uh -huh. din uh, capacitatea sa. Și cum e? Uzi, vezi scaune goale sau faci abstracție de de lucrul ăsta. Au uh, n-ai văzut neapărat de data asta scaunele goale pentru că s-a folosit distanțarea uh -huh. între ele. Am readus, iată, la, la Petroșani un uh, un concept de mult uitat, a spune spectacolele cu publicul pe scenă nu s-a mai jucat de mult cu, cu publicul pe scenă aici acasă și atunci cumva lucrurile au fost, au fost în ordine doar că dintr-o sală care în mod normal ar fi trebuit umplută cu 120-100 100 de oameni am ajuns undeva la 40 de, de persoane e bine, pentru că știi cum e atunci când uh, uh, e bine și așa rău, atunci când faci uh, teatrul ca pe o misiune nu mai contează dacă ai în sală 1 sau 2 sau 3 sau 100 de spectatori, e important să-ți respecti publicul și să, să le oferi aceeași calitate, indiferent de numărul lor. E mult mai bine, evident, e un schimb de energie mai puternic atunci când ei sunt mai mulți acolo. Noi dăm, ei primesc și ne oferă înapoi, sigur. Mă întorc la ideea asta cu avantgarda, pentru că este de, de mare interes pentru mine, în sensul că sunt curios cât de departe se poate merge. Uite, am văzut câteva spectacole de ale lui Housewater, chiar aici la Petroșani, fabuloase, dar, nu știu, cel puțin într-unul dintre cazuri, frunze care ard, dacă nu mă înșel, mi s-a părut că s-au făcut unele lucruri doar de dragul avantgardei, știi? Adică, nu știu dacă neapărat textul cerea sau, știi, dar viziunea regizorală a mers în direcția asta oarecum fără să țină cont nici de text, nici de public poate că... Uh -huh. Cum e? Cât de departe se poate merge? Cred că e vorba de foșnetul frunzelor. Foșnetul frunzelor. Dacă... Nu știu ce am zis. Frunze care, ardea, care arde de sârbu, dacă nu mă înșel. Parcă, Așa, dar, da. da. Foșnetul <laughs> frunzelor. În frunzelor. În da... Housewater, Housewater, exact. Housewater. e nume... un nume important, uh -huh. un, nume, un nume greu în în arta teatrală românească și nu doar internațională cu siguranță. E o estetică aparte uh -huh. și acolo, e un tip de teatru într adevăr aparte, iar domnul regizor Hauswater, după părerea mea, întotdeauna a forțat limitele cu, cu teatrul pe care, pe care dumnealui îi face. Încă din anii 90, dacă mi-aduc aminte, au pus Cătușe Florilor, se numea piesa care a făcut să se vorbească foarte mult despre, despre el. Și atunci există, dacă e să-i spunem, avantgarda, până uh -huh, la urmă, iată, uh -huh. e aici astăzi cu noi, se poate, Ilie, se poate împinge până la maxim și înapoi. Cumva. Hai să ne gândim la Purcărete, nu? Și la Faustul pentru care am vrut să-mi iau bilete pentru un, cu un an înainte, dar n-am mai găsit, știi? N-ai apucat să-l să văd? N-am apucat să-l văd, da. A fost un. Da, un Ei, alt... Acolo vorbim de un text, nu știu, de 2000 de ani, poate mai vechi, da, și de o manieră regizorală, nu știu, care cred că e cu zeci de ani în, în avans față de, de anii în care trăim acum. Cu siguranță. Cu siguranță, uite! Uh, mă, mă gândesc la purcărete, dar mă întorc acum un moment la, la despre sexul femeii, un câmp de luptă în războiul din Bosnia. Dacă stăm să ne gândim, a fost un spectacol care a avut premieră în 2013. Uh -huh, uh -huh. Era actual și atunci lumea se gândea, uh, atunci când, când, când vedea povestea, cu siguranță, la, la război, Sigur. la urmările. Auzise lui un la... nu? De deci ce era blângă noi în Balcan aici? Evident. Dar acum, astăzi. Uh, cu siguranță într-un moment atât de tensionat cum e ăsta pe care îl, îl traversăm aici, uh, în, în, omul spectator rezonează altfel cuvântul război. Și atunci mă întreb cumva, mă întreb sau nu mă întreb, cred că și am, e cumva retoric așa uh, întrebarea, a fost sau nu a fost Muriel Manea într-o formă sau alta așa ca tatăl ei uh, vizionară în, în ceea ce privește toată povestea asta. Prezentat în 2013 cu o estetică specială în peisajul teatral românesc atunci, au mai fost montări. Aici a fost e, e un text extrem de controversat. Sigur că cel da. al domnului în general, Absolut, absolut. Dar mai mult decât atât acesta care a avut uh -huh. parte de foarte, foarte multe montări. Și atunci da, cred că există o libertate de expresie mai ales în tipul ăsta de teatru laborator pe care, pe care noi îl facem, care îți permite să, să vii cu forme noi și să creezi în permanență pentru societatea actuală. E mai greu pentru tine ca actor să uh, îți asumi un astfel de text decât clasicul Shakespeare? Ți-am spus, sunt, uh, sunt diferite. Sunt uh, sunt paliere diferite uhum. de acțiune, sunt abordări diferite și, într-adevăr, sunt interpretări diferite. Mă solicită în alte feluri. Shakespeare într-un fel, domnul Vișniec într-un alt fel. Dar cred că oricine are un actor în față, are curiozitatea asta. Băi, cum faceți? Dai jos haina aia de... Psihologa din sexul femeii și gata, te duci acasă liniștită, de la șapte intri din nou, îți pui paltonul de rol pe tine. Cum se întâmplă lucrurile astea? Cum interiorizezi un rol ca să-l să faci al tău? Uite, plecăm de la... O să-ți povestesc puțin procesul de lucru la, la spectacolul ăsta, la despre sexul femeii. Îmi aduc aminte în 2013 când l-am construit a ajuns regizorul am, am făcut câteva lecturi pe, pe text, dar deja cu intenții, pentru că Muriel Mane a fost un regizor care a venit cu cu teme legate făcute, să spun așa, știa exact ce își dorește de la noi, știa exact în momentul în care a ajuns la Petroșani cum arată spectacolul în mintea ei și ce anume trebuie să obțină. Și atunci am am început cu niște lecturi pe text cu niște intenții date clar de, de, regizor și în felul acesta încep să vezi că se conturează deja caracterele pe care le, le avem de interpretat. Capezi niște nuanțe, încep să le descoperi, să-ți fie date, să fii condus până la urmă de acest minunat dirijor care este regizorul spectacolului și care până la urmă devine așa în teatrul ăsta laborator, mai mult decât un regizor, rolul lui se schimbă, e, e un fel de mentor, un fel de ghid spiritual până la urmă care te ajută să, să, să pășești în, în, pe drumul ăsta, în călătoria asta iar apoi a, am trecut direct la, la schițarea mișcării, la ridicarea spectacolului propriu-zis unde Ilie îți spun sincer că asta se întâmplă în maniera asta de laborator, ți se cere să să simți Înțelegi? Și atunci procesul acesta de, de interiorizare, cumva, uite, dădusem un interviu atunci, în 2013, și spuneam că pentru a ajunge la Kate, am fost nevoită mai întâi, ca eu, Bianca Holobuț, să dau masca jos. Uh -huh. Înțelegi? Și atunci am ajuns în niște cotloane ale. Bine, bine ascunse în adâncurile ființei mele pe care nu aș fi vrut să le, să le descoper. Avem cu toții niște locuri unde nu intrăm, unde sunt ferecate porțile, lucrurile. Ei bine, metoda asta de lucru de laborator și regizorul Muriel Manea ne-a împins cu siguranță și pe mine și pe colega mea Irina Boderadu mm -hmm. să ajungem în acele locuri pe care de obicei nu, nu doresc să, să le accesezi. Și atunci nu faci decât să te pui pe tine. Și să pui o parte din tine. Nu e nicio haină, nu se schimbă nicio piele. Ca și în teatrul lui Grotowski, laborator, te joci pe tine. Și tu și Irina ați avut partituri foarte grele în piesa asta. Mă întreb cât te afectează starea aia din timpul spectacolului, după ce s-au terminat aplauzele și trebuie să pleci acasă. Cum faci ca să te eliberezi de, de, de ce ai acumulat acolo? Nu trece, nu trece, nu, trece nu trece ușor procesul ăsta de, de compensare, cumva e, cere și el timp, e adevărat că poți pleca acasă și să rămâi câteva ore bune, cu siguranță rămân, rămân și spectatorii și aici e câștigul nostru, exact, cu exact. siguranță rămânem și noi în, în atmosfera aia o perioadă, dar există, tehnici, ca să spun așa și lucrurile sunt, sunt extrem de bine păstrate în echilibru pentru că atunci Ilie, când o faci în, în maniera asta atât de puternică, atât de când ajungi la un, la genul ăsta de transă, de transpunere, e destul de periculos să să rămâi pentru acolo. Pentru propria ta personalitate până la urmă. Da. Și e periculos să, să rămâi acolo, pentru că, până la urmă, hai să fim cinstiți, boala actorului, în general, e schizofrenia și paranoia. Lucrurile sunt bine cunoscute, nu e. ai nevoie de echilibru. Dar sunt roluri care să te bântuie, nu știu, ani de zile, există. Poveste... Da. Uite, eu am citit cărți care m-au îmbolnăvit fizic aproape, de, cum e pavilionul canceroșilor, al uh -huh. lui știi? Uh -huh. Păi te îmbolnăvești când citești cartea, atâta atât de, de puternică e. Dacă la lectura ai senzația asta, mi-închipui cum e să joci o situație de genul ăsta. Te bântuie. Te bântuie și clar. mult și puternic. Și trebuie să înveți în timp. Mie mi-a luat multă, multă vreme să învăț să mă despart de ele. Uh -huh. Să învăț să le dau drumul personajelor. Să să-și să urmeze calea până la urmă. Te bântuie, uite, am început în 2013, am făcut premiera, am avut premiera aici la Petroșani, m-a bântuit atât de tare până la urmă rolul ăsta și spectacolul ăsta, pentru că eu cred că este extrem de puternic, iar lumea, oamenii, omenirea astăzi are nevoie de un asemenea tip de teatru, de un teatru oglindă, de un teatru care, care să, să, le pună în față niște, niște adevăruri, iată. Vrei, nu vrei, trebuie să te uiți, nu? Până la urmă. Știm bine că atunci când ești doar tu cu tine în oglindă lucrurile, oricât ai vrea să, să le mai ascunzi, nu mai în cap, în ascunzătoare și nascunzi și acolo. Și da, de asta trăiește astăzi, pentru că m-a bântuit uh, ani de zile. Iar uh, ce urmează și ce îmi doresc, uite, să, să fac cu acest spectacol până la urmă mai departe, este să. Domnul Vișniec n-a ajuns să și le trăiască. Domnul Vișnic, din păcate, pentru că vremurile au fost de așa natură încât nu, nu a reușit să facă deplasarea din Franța mm -hmm. de câte ori s-a jucat în România. <coughs> Îmi doresc tare mult să. Să fie autor în sală. Să fie autor în sală și poate să, să ajungem la... Nu, dar cred la că asta fi o presiune în plus pentru tine, nu? Să fie autorul da, în sală, da. cu siguranță, dar în același timp aș fi extrem de, de bucuroasă să pot să-i ofer așa ceva autorului pe textul propriu. Dar, pe de altă parte, nu pot să nu mă gândesc la faptul că în anii care au trecut de la premieră și până acum, personajul tău s-a mai îmbogățit cu, cu ceea ce ai acumulat tu în anii ăștia. E adevărat, trece timpul, trece timpul peste, a trecut timpul peste actrițe, a trecut timpul peste întreaga echipă, peste regizor, peste scenograf până la urmă. El este și astăzi trăiește în formula în care a fost uh, original făcut. Uh, aceeași echipă același decor până la urmă foarte puțin a suferit foarte puține transformări și, și decorul la turna. Și da, iată că se pare că este nevoie și undeva cineva acolo sus ne-a ne -a ajutat să-l ținem în viață și să să ducem mai departe. Iar uh, domnul Vișniec trebuie revin să-și trăiască spectacolele astea -aș din aș dori să-mi povestești cum a fost după ce se întâmplă lucrul ăsta. Poate avem poate ocazia să-l întrebăm. Ar fi da, da. Sau poate avem ocazia să-l întrebăm chiar pe, chiar pe dumnealui. Mi-aș dori să, să ajungem cu, cu, câteva spectacole în regia Muriel Manea uh -huh. pe textele domnului Vișnieg la Paris. Ar fi super, ar fi super. Da, spune-mi cum, cum funcționează lucrurile în momentul în care încep să te pregătești pentru un alt rol, tocmai ce ai ieșit din ăsta, dar știu că ați avut aici la Petroșan, am fost ajuns cu, nu știu, 20 de spectacole. Mi se părea o muncă uriașă, nu doar să înveți textele alea, ci pur și simplu să treci, să treci de la unul la altul. E loc de improvizație pe scenă? Nu știu, aveți momente în care mai puneți de la voi? Știu că se întâmplă, dar nu orice text permite lucrul ăsta. E adevărat, uite, dacă vorbim despre improvizația în teatru, stilul de teatru care permite până la urmă care permite care este bazat până la urmă pe improvizație este tocmai comedia de arte. Exact unde uh, nu existau scenarii scrise dacă e să, să vorbim despre asta și atunci uh, cu replici nu existau replici scrise exista de exemplu un scenariu care arăta așa acolo era scris Arlechino declară dragostea Colombinei iar actorii trebuiau să improvizeze și textual și uh, fizic scena să o ridice și atunci replicile se nășteau așa din improvizație pe situație Uh, nu prea se pretează, nu. Uite, și în Comedia de arte, acolo unde nu există scenariile prescrise, ai loc de improvizație. Lecția mare pe care am învățat-o uh, lucrând cu, cu Carlo Bosso la, la Versailles pe Comedia de l'arte, pe un scenariu de-a lui Carlo Goldoni, uh -huh. deja Classic, clasicul, da, la slugă la doi stăpâni chiar, Sigur. era, acolo uh, am avut de, de jucat uh, o scenă în, uh, într -un, în dialectul venețian învățând deja italiana, dialectul ăsta venețian îmi venea destul de greu și atunci am avut câteva cuvinte care au fost puse în italiana originală pură și nu, regizorul spectacolului nu, nu mi-a lăsat această variantă, spunându-mi că deja cuvintele sunt scrise așa cum sunt scrise și trebuie rostite în maniera în care le-am le găsit acolo. Nu multe texte permit asta, nu se întâmplă să știi mm -hmm. extraordinar de des, dar sunt într-adevăr și momente în care ești, ești împins până la urmă la, la improviza. Da. Și aici ce intervine? Faptul că ești atât de mult băgat în rol încât pur și simplu începi să să gândești ca personajul ăla și te comporți ca atare? Sau, nu știu, dorința ta de a adăuga o notă personală în, în reprezentație? Mai puțin, uh, mai puțin dorința de a adăuga o notă personală în reprezentație și mai mult dorința de a, de a face lucrurile să meargă mai departe fără a afecta parcursul sau, uh, uh, nu știu, fără a uh, disturba prea tare pe colegul meu, care și el are o, o linie textuală și așa mai departe, încercând să... să păstrăm și să rămânem în aceeași, să, să nu divagăm cumva, ăsta e scopul, să rămâi, să rămâi acolo. Iar da, cu siguranță cunosc situația atâta de bine încât poți să, să improvizezi în contextul dat și să nu ieși în afara. În maniera personajului. Absolut. E vreun rol pe care ți l-ai dorit cu tot din adinsul? Nu mai am. Să știi dacă... Ai avut? Ți-ai consumat fanteziile astea? A fost puc. Puc a fost. Cred că dacă mergi să întrebi eu nu știu, să iei la rând uhum. așa niște actori, să faci un sondaj de... de astea, Hamlet, nu știu, știu, Și iată, dacă luăm visul unei nopți de vară, ce ți-ai dorit să, să joci în visul unei nopți de vară? Invariabil vine răspunsul că ne-am dorit cu toții să, să, facem puc. Am avut ocazia, mulțumesc regizorului Muriel Mane, am mulțumesc regizorului Carlo Bosso pentru, pentru, această minunată ocazie și a trecut. Acum sunt pregătită pentru orice și primesc Cu, cu, cu bucurie orice ce vine din sac. Dar cred că te și reprezintă puțin personajul ăsta. Puc. Da, da, e... E ludic, e... E ludic, e... Cum să spun... Așa, pus pe, pus pe șotii, ca să zic așa. E complex, e special. A fost uh, inspirat până la urmă poziția lui și fizicalitatea lui. A fost inspirată din, uh, din teatru japonez, o combinație de no și kabuki, Venim și până acolo la urmă. Cu, da, chestii clasice. Da. Și a fost o bijuterie, este unul dintre rolurile, într-adevăr, cele, cele mai dragi mie. Da, mi se pare uh, foarte interesant uh, maniera asta în care elemente atât de disparate la prima vedere reușesc să se îmbine într-un tot armonios pe care tu ca spectator nu l disege și să vezi A, asta e din kabuki, asta e din comedia de larte. Pur și simplu te bucuri de spectacol și primești toate astea fără să te uiți la cei în spate, la rețetă, știi? Mănânci o mâncare bună, dar nu cer și rețeta. E perfect așa cum e. Asta mi se pare o, o, manieră foarte interesantă și de asta ziceam că sigur o să se mai vorbească despre teatrul ăsta de avantgardă și despre genul ăsta de, de, spectacole în care, uite, ai excelat până la urmă. Abia aștept următorul spectacol de genul ăsta cu care o să ne bucuri, nu știu, fie la Paris, fie aici. Să sperăm că și aici, sper din suflet, să, să mă pot întoarce cu, cu producții de acolo, cu ce urmează să, să fac acolo. Producții care vor fi cu siguranță în maniera teatrului laborator. Sunt actor de laborator și nu mă mai pot dezice de, de ea. Nici nu mi-aș dori, sunt, sunt extrem de norocoasă că mi-am găsit calea și am. am descoperi ce anume și cum anume mi-ar plăcea să fac în domeniul ăsta teatral, cum îmi doresc să fac eu teatru, ce tip de teatru doresc să ofer publicului. Și atunci aveam 24 de ani când am început în, în maniera asta de laborator și iată că, uite, continuăm și cu siguranță rămânem în, în contextul ăsta. Da, mai, uh, am mai avut o reprezentație de joi încoace. Am jucat. Uh, a fost destul de provocatoare săptămâna. De joi a trecut am jucat uh, numai în regia Muriel Manea și la Turda și la Petroșani. Am mai avut un spectacol și cu violoncelul ce facem, tot uh, pe textul domnului Matei Vișniec. Un spectacol extrem de greu și de, de complicat. ține foarte puțin, undeva la 45-48 de minute, dar este construit într-o manieră artodiană, ca să spun așa vorbesc de Antonin Arto, care a venit cu principiul teatrului Cruzimi, are o estetică extrem de crudă vorbește despre îl avem în centru pe violoncelist și trei oameni cenuși care în piesa Domnului Vișniec aveau și identități, dar Moriel Manea a ales să-i lipsească până la urmă de uh, bărbatul cu bastonul bărbatul cu ziarul, doamna cu voal au fost depersonalizați în piesa, în spectacolul de la, de la Turda unde, până la urmă, este vorba despre un violoncelist, un artist care întruchipează bunătatea, puritatea, lumina, arta, cultura, educația și așa mai departe, care este înconjurat de trei oameni cenușii de personalizați, care, neînțelegându-i uh, arta și muzica și tot ce, ce aud acolo, într-o sală de așteptare a infinitului, cumva fiecare așteaptă în spectacolele lui Muriel Manea de obicei, ajung să-l omoare ajung să-l omoare, să comită până la urmă o, o crimă pentru că nu înțeleg arta și mai mult decât atât pentru că acești oameni cenușii sunt cumva legați la un, uh, un creier pe care îl Putem vedea în decorul uh -huh. spectacolului un creier care reprezintă, așadar, sistemul din care oamenii cenuși de personalizați se hrănesc și de unde vin, până la urmă, niște ordine, niște lucruri de, de urmat. În finalul spectacolului, Muriel Mane a ales, după ce s-a produs crima, iar arta a fost îngenunchiată, ca să zic așa, alege să să vină cu niște discursuri pe bandă din mai multe perioade ale uh, sistemelor uh, totalitare, ca să spun așa. Și atunci le auzim uh, de la Hitler, plecăm la Mussolini, trecem până la Ceaușescu, ajungem mai departe, s-a dus Muriel Manea și a trecut până la Dragnea, am ajuns să se încheie cu Băsescu și cine știe ce mai urmează. Exact. Da. Și atunci... O metaforă foarte foarte faină și ușor de decodificat de, de către oricine. Sunt convins că e un spectacol grozav. Abia aștept să-l vedem și la Petroșani, cine știe. Mulțumesc mult de tot pentru timpul acordat, pentru discuția asta foarte interesantă. Cu siguranță o să mai povestim pe, pe temele astea. Poate te vedem și la Paris. Poate să mai sperăm. vii cu Parisul în coace, cine știe. Exact. Mulțumesc încă o dată. A fost Bianca Holobuț mai multe personaje într-un nu singur. Până data viitoare mergeți la teatru, o să vedeți poate pe ea, pe colegii ei. Orice spectacol văzut e o viață în plus trăită.